numărul 95 din 22 martie 2023. Este ședință ordinară. M-am rugat ca consilierilor sunt prezenți, nu lipsește nimeni. Pentru început ați avut în mapă de studiu procesul verbal al ședinței anterioare din 28 februarie, iar pe adresele de mail ședința extraordinară din 20 martie. Să luăm pe rând. Ședința din februarie, 28 februarie 2023, dacă aveți amendamente la procesul verbal. Spunem la vot procesul verbal, dacă sunt amendamente, cine este pentru? Ședința extraordinară din 20 martie 2023, amendamente. Suntem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. La cuvântul domnului președinte de ședință, să vă prezint o bună vezi, a prezintă ședință. Bună ziua! Proiect de hotărâre numărul 1. Raport primarul Comunei Azău privind starea economică specială a Comunei Azău pentru anul 2022. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și economisizare a Comunei Azău de anul 2023, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a Comunei Azău și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor Comitetului Local de Situații de Urgență al Comunei Azău pentru anul 2023, inițiator primar. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Azău și ale serviciilor publice de interes local. Inițiator primar. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru legalizarea actelor și a semnăturilor realizate de Secretarul General al Comunei Azău, județul Bacău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind luarea act de măsurile dispuse prin raportul de Farlow, încheiat în urma acțiunii de control cu tema verificarea modului de deducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 39 din 16-11-2020 a Camerei de Conturi Bacău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Comunei Azău în anul 2023 către grupul de acțiune local Valea Muntelui, inițiator primarul. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Operare instalații numărul încheiat cu SECE Eco, cu SECE Eco Sud SA, inițiator primarul. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCD numărul 99 din 20-12-2022 privind stabilirea taxelor speciale privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al său pentru anul 2023. Inițiator primar. Retratul numărul 1, numărul 4 și numărul 9. Avem modificare la ordinea de zi. Sunt două proiecte. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. Proiect de modificare HCL numărul 28 din 20 martie 2023 privind aprobarea încheierii licitației de 354 hectare pășune aflate în proprietatea privată a Comunei Azău de Zubacă din atribuire directă. Așa, și alt proiect. Proiect pentru avizarea HUZ-ului, proiect de avizare planul urbanistic zonal pentru investiția construirea ansamblu mănăstiresc, împrejmuire și raportul la utilități cu regim de înălțime pe plus 2. În regim de înălțime pe plus 2, situat în exagerarul Comunei Azău, punctul dealul Comănel de Bacău. Investitor Brânză Ion. Altceva? Trecem la supunerea la vot ordinei de zi.
Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Atunci, dăm drumul discuției. Proiectul numărul 1 la Codul de Clas, trecerea proiectului pătrui prin datubarea în Codul de Clas, ce vizează în încătirea activității de Codul și în necesarea comunului. Comisiile au avize favorabile și nu avem nici amendamente. Materialele au fost la comisii, sigur, s-au discutat. Discuții? Propune. Sigur. Nu sunt discuții. Atunci trecem la aprobarea proiectului. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor comitetului de urgență. La fel, materialele au fost la comisii. Comisiile avize favorabile, nu au amendamente. Se înscrie cineva la discuții? Nu. Atunci trecem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru legalizarea actelor și a semnăturilor realizate de secretarul general al Comunei Asei. La fel, materialul a fost la comisiile avize favorabile, nu sunt amendamente. Discuții? Pe marginea proiectului? Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind luarea de măsuri de discuție prin raportul Fellow în încheierea problema acțiunii Curții de Conturi. Materialele au fost la comisii. Avize favorabile fără amendamente. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Comunei Asâmb pentru anul 2023 către GAL. Materialele au fost la comisii, s-au discutat. Dacă vreți. Da, aici aș vrea să vă spun câteva. Să scrie la vorbe. A fost trimis o adresă de aviz, să aprobăm niște prețuri. Nu, e doar. Vorbim de cotizație aici. Atunci trecem la proiectul numărul 8. Da, mai. Domnul Bonica vrea să dea întrebare. Am văzut că vom cotiza și pe anul acesta 15.000 de lei. Deci 150 milioane de lei vechi. Ce proiecte avem în derulare cu GAL la ora actuală, cu GAL Valea Muntelui? Achiziții tractor cu utilaj de jetare, care l-am aprobat, care l-am văzut. Am semnat contractul săptămâna de trecut. Deci făcut de GAL. Da, da, da. Prin GAL. Alt proiect? Am avut râul Ciunci, prin GAL primul. Al doilea au fost bulldo excavatorul, al treilea au fost părâul de la Bănțu, de la Lăucă, și ăsta e al patrulea achiziții tractorul cu utilaje de dotare. Proiecte viitoare? Viitor, o să vă deschide alte finanțare. Deci să le dăm de lucru. Dacă tot plătim cotizația, dacă tot plătim cotizația, să le dăm de lucru. Să nu-i lăsăm. Bineînțeles, da. Bani să ajungă. Aplicăm pentru bani să fie. Să ne folosim de orice oportunitate. Altcineva? Nu. Supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține? Trecem la diverse, că la proiectul, scuzați, mai sunt două ce avea pe... Mai e proiectul ăla. Mai sunt trei. Proiectul numărul 1. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.
Materialele au fost la comisie, comisii, discuții. Aici vreau să vă zic câteva vorbe. Știm prea bine că s-au mărit prețurile la toate. M-am primit la adresă de la list ca să facem și noi mărire de prețuri. Noi am încercat să ținem prețul la gunoi tot la nivelul anului trecut. Deoarece am investit în pubere, am selectat foarte mult, așa suntem, cred că prima din câte, din câte știm noi până acum, pe județ care selectăm. Dar e o problemă. La gunoiul selectiv s-au ridicat, în, poate ați văzut în prețul de acolo, la 300%. 300%, deci de la 354 pe tonă, cu atât am ridicat gunoiul, acum s-au pus pe aprobare 900 de lei tonă. Și ne afectează pe noi care selectăm în primul rând. Deci a scăzut la manager prețul și l-a ridicat la, la selectiv. Nu știu care e logica, nu știu... Ei nu se recompenseze, îi pedepsesc cum ar fi. Nu se recompenseze cum ar fi la selectiv. Nu, și în discuții care ne-am purtat, discuții tet-a-tet, au spus că dacă nu o să treceți proiectul, o să ajungă la RNSC. Dom'le, mergeți unii preți și dacă o să veniți cu niște prețuri care... Cât de cât o să ne bată? La timpul ăsta e catastrofal. Păi da, dar atunci vrei mult să de asta în continuare, cât e scăpat, nu scăpăm ca să numărim și noi prețul la gunoi. La Comărești, la noi e 100 de lei. 120. 100 de lei, cât e 120 de lei pe an. Da. 100 de lei pe, 10 lei pe lună, scuzați. 10 lei pe lună de persoană. Așa e 120 de lei pe an. La Comănești e 190 de lei pe an. De persoană. Deci aproape dublu de la noi. Dacă nu o să selectăm, dacă nu o să înlăturăm gunoiul ăsta care se poate face compost din el, în speță, iarbă, cenușă, gunoiul de la iepuri, de la rață și de la... care mai punem la tonderoane, în continuare se pune gunoi din ăsta încăzit în, în puberii, dar ce? Dar unde se pune? Dar ce zonă? Dar nu-i normal, ăla pune într-un post de grădină, pune undeva. Nu poți să pui la puberii, că plătim noi, din banii noștri. Nu, nimeni nu vine să ne, ne plătească gunoiul, dacă noi nu conștientizăm chestia asta. De asta, în continuare, rugăm cetățenii să selectăm, să nu mai punem atât de mult gunoi, o să plătim noi. Nu, dar, domnule, dar să nu ducă nici gunoiul care trebuie dus acum. Nu mai spun că am avut acum, cu, înainte de a intra în ședință, am avut discuții cu consilierii, mi-a dus la cunoștință. În zona Porțcaunii, la Guian, acolo. Dezastru. Nu au venit din altă localitate să arunce gunoi. Pe Pârâu Socea, mașini de spălat. Doamne, dar vin oameni cu pe drum și strig, achiziționăm mașini de spălat, frigidiere. Cum, dar Doamne, iată, se reduce acolo, dar cum? Se gane, trebuie. Saci de Pampers, saci de Rigips, saci de... Nu-i normal. La brigadă, iar. Da. La loc, la loc, câteva barieri, puteți și acolo. Cred că asta o să trebuie să fie la diverse, dar dacă tot e proiectul ăsta, o să vin iar primăvara și... Adică o veni primăvara, deja. O să vin controlele, de la mediu, de la api, de la... Amiază o să le ia primarul, nu o să le ia cetățenii. O să le ia primarul, că dacă nu ai identificat pe cine o aruncă acolo, eu, primarul ești vinovat. Nu mai spune asta că nu mai mult. Păi tocmai asta o, le, o să le spun. Când o să găsim cineva, noi am identificat până acum că nu i-am găsit. Să duc noaptea, să duc, nu știu, când... Ei, când o să găsim, deci să nu vine cineva să zică, domnule, dar de ce mai amendat? O să trebuiască să ne educăm și noi la fel. De atâtea ori m-am la cunoștință, am spus în ședință, chiar nu vrem să ne civilizăm. Ei, dar cum o să începem și noi ca în Occident? Amiendă și atunci să vedem ce o să fac. Dar nu-ți amie nimic, vezi trâmb acolo. Nu dă duce aia. Vezi că poate să aducă pe lângă pudem încă 5 saci, nu o să aducă în pădure. Dar cum? Nu o să scoatem la mașină, dar tot vine mașina și de aia. Noi o ducem prin pădure, o ducem pe izlază, o ducem prin... Nu e normal, nu știu. Avem noi o problemă. Da. Nații, ca cetățeni, ca... Da. Da, și noi o problemă. Și în societatea asta Ecosud, domnule primar, nu joacă deloc cinstit, deoarece ei au spus că am avut o discuție și cu domnul Marian Dugareu, înainte de ședință, că dacă veți colecta selectiv, cu siguranță veți plăti, dacă nu mai puțin, la același preț. Acum ne trezim că avem acest, această decizie a lor cu o triplare aproximativă a prețului. Cine ne garantează nouă că nu vor vine la anul de 4, de 5 ori? Nu se poate, nu știu, ridica vocea, nu se poate, la mai multe comune. Asta trebuie deschisă.
Asta, să răspund că le vom da, noi și vor veni cu 4, cu 5 ori dacă poate și dacă merge. Totuși, față de alte comune, noi am colectat selectiv. Dumneavoastră a spus într-o ședință, cetățenii comunii au răspuns. Cetățenii care trebuie să înțeleagă, nu știu cu cine, că eu nu prea au urechi. Să va întâmpla că dacă ne impune până la urmă să, pentru că s-au adus, știm, domnul Puiu știi, din experiența anilor trecuți, când ne-am supărat, n-am votat și până la urmă tot o trebuie să votăm altul. Ne vor descuraja să mai selectăm, ceea ce ar fi o mare prostie. Păi. Normal că de ce să mai vreau să plătesc 900 de reciclabil, că nu pun tot la grămadă deci, și să mă recompensești, de fapt mă pedepsești eu la reciclat. Da. Aici trebuie văzut și trebuie descurajat. Nu se poate ca cea mai comunii să fie de acord. Oamenii pe departe nu înțeleg. Cum a spus spunea domnul primar, pui piatră în cubelă și duci mașina de spălat la fundul sociului sau la fundul asăului. Aia e o nebuneală. Poți fi lângă cubela ta plină de reciclabil sau de menajer, poți să mai ai încă 10 saci. Tot atâta taxă plătești. Dar să fie gunoi, nu să fie pământ și molus din construcție. Iar restul o să vedem dacă ne va obliga să votăm, să, că sigur nu o să scăpăm de asta. Da, la asta vedem că o să cam o dar nu văd logică. Și ca unul de la 0,01 la 200 și ceva de lei. Da, deci de logică de la 0,01. Eu cred că singura logică e că ne descurajează, deci descurajează să se ne dăm. La 253 de lei, care... Nu, asta e altfel nu-ți arată la ceva, decât nu mai trebuie să selectezi. Deci e bătaie de joc asta. Și noi, Bașca, am fost lăudați pentru comuna voastră, cu lăudată, că facem... Eu cred că e softică. Sigur. Și atunci te duce ca să nu mai selectezi, cum trebuie. Că nu-i nimic de ascuns, când povesteam Cătălin. Probabil că îi deranjează, când intră de la său sute de tone reciclabil, la ei apare că au o cantitate de gunoi reciclabil. De când dacă îi l-ai dat tot la grămadă, cred că îl selectează ei și fac ei ce știu mai bine cu gunoiul reciclat și sortat ei. Nu suntem în măsură, dar nu poți să ai alte explicații de ce fac asta. Deci, la mine au revenit asupra deciziei. Doar că îi deranjează în plus să selectăm. Și ce reșează? Pe ăsta reciclabil, el nu-l valorifică? Planul ăsta n-ar fi încasat nimic, nu au vândut nimic. Sigur că da. În 2023, da. Deci... Eu nu mai iau bani. Nu, chiar înțelegem lăcomia lor. Deci e o triplare a prețului. Asta trebuie de la 120 de lei, înseamnă la cât vom plăti pe ea. Da. Cât vom plăti? Până unde se va putea merge? Și astea nu sunt totul. Dacă vă uitați la... Dacă vă uitați la nota ulterioară acestui tabel care mi s-a dat. Zice că tarifele nu includ contribuția la economia circulară. Evidențierea acesteia în factura emisă de operator se face separat, alături de tarif, în conformitate cu indicatorul de performanță și cu aplicarea perioadelor ordonanței de guvern. Deci, pe lângă asta, o să mai fie ceva. Trebuie cu alte sume impus. Da. Adică, mai sunt doar de guvern? Nu sunt de acord. E subiectul ăsta? Trecem la... Vot. Cine este pentru? Domnul Mici. Să poate așa, trebuie să... abține? Împotrivă? O să fiți pentru săptămâna viitoare. Ia să vedem. Să vedem și... Trecem la următorul proiect de ordine. Proiect pentru modificarea hotărârii de Consiliul Local din 28 din 20 martie 2023, privind aprobarea închirierii suprafeței de 354 hectare, pășune aflată în proprietatea privată a Comunei Asău, de la Comunea Asău. Domnul primar, ai cuvântul, vreau să ne... Sigur, la diverse ori, acum aici este... Bine, avem eu am fost foarte deschis. Am început demersurile pentru a marca pe izlaz, pentru a curăți izlazul, de când eram viceprimar. Foarte, foarte greu ai... și stufoasă în legislatura, legile astea și... În fine. Am luptat pentru crescătorii de animale. Datorită intervențiilor mele, au primit anul trecut crescătorii de animale, de la Asociația Crescătorii de Animale, au primit o cantitate de furaj, în speță grăunță.
Așa. În urma unui control făcut de o comisie în care erau și membri al Consiliului Local și personal din primărie, s-a constatat că domnul doctor Stanciu, care era președintele asociației, nu și-a dus la îndeplinire clauzele contractuale. În spețe, curățirea terenului care a fost concesionat, a avut în contractul de concesiune construirea 13 platforme de gunoi, din care a construit doar 5, dar nu sunt finalizate ale 5. Speța asta o să afecteze crescătorii de animale care o să vrea să depună la APIA pentru subvenții. Nu ai platforme de gunoi, vei fi respins la APIA. Așa. Acum, domnul doctor Stanciu încearcă să ridice toți crescătorii de animale în cap, pentru care eu m-am luptat, care 15 ani nu le-a dat nimic, și domnul doctor Stanciu a luat în fiecare an câte 7 miliarde bani vechi de la APIA, care nu și-au dus la îndeplinire clauzele contractuale, așa, și vrea să-mi ridice în cap, eu adus pe toți aici, când vezi, Doamne, am ceva cu crescătorii de animale. Din contra, eu am vrut să-i ajut. Prin intervenții și prin susținere, măi, trebuie ajutați crescătorii de animale, trebuie să-i lăsați, trebuie să-i dai furajă, banii ăștia care iei, e efectiv. Niciodată, în ăștia 12 ani, el nu a vrut să comunice cu noi, i-am făcut adrese scrise. Dom'le, vă rog să ne puneți la dispoziție informare cu bugetul asociației. Ce ați făcut cu banii ăștia care i-ați luat? V-a spus că nu e datoria noastră să îi cerim noi așa ceva. Lui. Martorului, domnul Puiu, domnul consilier Dovarin, domnul Antipus. Nu are el obligație să-mi dea nou răspunsul. Ei, deci, în continuare, el a terminat-o cu asociația, că nu mai e eligibilă la APIA Asociația și-o făcut tot în nume personal, cooperativă și vrea să continue. El tot a spus că nu, că mi-a mers rău până acum, că eu n-am făcut cu banii ăștia, dar de ce insiști atât de mult ca în continuare să iei tu izlați și să profiți de chestia asta. Acum, crescători de animale, eu am avut două ședințe mari în care am trimis poliția locală și s-au bătut în fiecare poartă și au chemat tot cetățeanul, și ăla cu o vagă, și ăla cu două, băi, domnule, veniți să vedeți situația, izlați-vă, veniți să vedeți despre ce e vorba, veniți să vedeți cum stă situația, da. Care a fost din partea domnului doctor, că pe vreo câțiva i-a omenajat și a ajutat domnul doctor, așa? Nici măcar nu au nevoie să vină la ședință. Parte din ei au venit la ședință, dar săraci oameni nu înțeleg. Astăzi erau vă privat cu niște adeverințe la semnă, dar și le-am spus, bă, dar măcar știți ce vă propune domnul doctor? Păi nu știu, n-am văzut să ne ducem, să facem adeverință, să ne înscriem în cooperativă. Da, mă, dar tot din ei au spus, păi, și că dacă vrei în cooperativă, trebuie să dai 30% din produsul tău, trebuie să treacă prin cooperativă, să devinzi. Zic, știți chestia asta? Păi nu le-am spus, nu știm nimic. Păi atunci informați-vă, fraților. Zic, chiar o să... da. O să vedem ce o să zică comisia de atribuiri. Eu am venit, avem câteva cereri și cu persoane fizică, cereri la două cooperative care să le analizeze lui. S-au modificat data, nu ne-au fost testat. Da, contestat și decizia Consiliului. Bineînțeles, au contestat. Până la urmă se dă persoană fizică sau nu se dă? Nu, să vedem ce. Să vedem dacă sunt plicuri închise, că nu se deschide plicuri, dacă sunt... O să vedem ce o să zic comisia, da. Bine, o testat de hotărârea de Consiliu, domn doctor, care nu trebuie să o facă la noi. Dacă vrea să o conteste, conteste un contencios, conduce la tribunal, să ducă la noi, să-i facem un răspuns. Așa, vedem, poate trebuie tot Consiliul să-i dea răspuns, deși nu văd cu ce ar putea Consiliul, i-a dat o hotărâre. I-a dat un regulament. Ce ar putea să spună Consiliul? Nu știu când în ședință, în care ședință a fost ca Consiliul să-și analizeze propria lui hotărâre. Sunt alte instituții, probabil, care trebuie să... Ei nu, asta ne înseamnă că dacă ne-am dat o hotărâre, eu nu contest, așa, săptămâna viitoare să vină orice cetățean să conteste hotărârea asta și mai iau din nou și mai... Nu, nu, dacă vrei să o contest, nu vii la mine la... Da, trebuie văzut exact care va fi regula, ce va trebui.
Da, sigur. Probabil că va trebui. Dacă va trebui pusă, iar să vină în... Asta e procedură. Să decidă Consiliul, da. Dar și tot veni vorba, câțiva cetățeni crescători de animale spunea, băi, eu nu sunt înscris nici la... Dar poate să-mi scrie, e înscris cu care e legat. Dar ei sunt, rămân independență. Înseamnă, el poate să participe, să ceară în închiriere suprafață de teren. Nu poți să-l înlături, nu participi când nu ești în asociație. Nu, nu, nu. El tot bine voie să se înscrie. Trebuie explicat cu răspunsul. Bine, ar fi să se scrie doar cu răspunsul. Explicat și la direcția agricolă. Ei, oamenii nici nu ne s-au spus. E o sumă de bani care e necesară pentru întreținerea acelui hectar. Sigur că da. E o parte din necesar. Pierdere, da. Adică, pentru a întreține un hectar ca la carte, un hectar de pășuni, îți trebuie mult mai mulți bani. Abia veni și îți asigură o parte din ei. Doar că s-au transformat într-o afacere, nu știu, din punct de vedere al domnului, pentru că acele lucrări care trebuia să le facă fiecare hectar nu le-au făcut. Nu le-a făcut și ne-a făcut, nu le-a făcut nici bani. Sau nu știu ce-a făcut el. Că este evident, a fost de față când am fost cu comisia, i-a arătat, domnul doctor, aici nu-i lucrat, aici nu-i nimic, scrieți, scrieți. Păi astea nu-i făcut, scrieți. Deci a fost de acord cu absolut tot. A fost acolo, pe toate trucul de pășuni care le-am parcurs. Acum... Nu, dar primul rând, noi avem o mare problemă, avem cu platforma asta de cu noi. Păi el s-a angajat când îi face, deci cu platforma de noi, ne terminându-i, ne autorizându-i. Așa, noi nu putem ca primării, el a obținut autorizația de construcții pe asociații. Eu cum să eu ca primării? Domnul primar, asta e o formă de... Din bugetul local să îi fac eu doctorul niște... Nu, e o formă de șantaj. Pentru că știi ce? El se agață că el trebuie să ia din nou ca el să termine platforme. Deci după cine a păcălit 10 ani cu concesiunea, încă 2 ani de zile cu închirierea, cu contractul de închiriere, în continuare el merge pe aceeași logică. Ce zici? Bă, las că-i șantajez pe ăștia, că mor copte să dea mie să termine platformele. Șantajez și ridică cetățenii care sunt acelea. Dar uite, nu dispune oamenilor. Asta nu dispune de oamenilor tot. Că până la urmă vorbim de doctor, când în asociația lui sau chiar el cooperativă, sunt o grămadă de oameni care s-au scris. Asta și spuneți. Dacă era de bună credință, putea să zic că eu am dat demisia din această cooperativă ca ea să meargă mai departe cu un alt lider, cu un alt conducător, cu altul... Putea să schimbi conducătorul. Exact, putea să spună. Păi tu vii aceeași mărie cu altul pălărie. Dar ce suntem? Nu știu, cum ar vrea să... Oamenii săraci. Noi trebuie să fim foarte atenți, să avem în vedere oamenii, nu lucrătorul și cooperativa respectivă. Adică știți cum ar veni asta? Exact cum după cine chinui de 4 ani Technic Market sau de 5 ani de acum, nu? O să termine într-o bună zi și după 6 luni mai găsim o lucrare să-i mai dăm una, să mai facă 10 metri de canalizare. Păi da, înseamnă că noi avem o problemă, nu ăla ne-a arătat ce poate. Nu poate, că atâta poate el și atâta e tot. Dar trebuie să termine undeva și noi am pus în vedere de mai multe ori, dar nu vreau să înțeleagă. Și în cazul în care el văd că spune pe aici că persoane care au deținut funcții de conducere, dar nu pot fi trase la răspundere, nu? Cine nu pot fi trase la răspundere? Toți nu mai pot fi trase la răspundere. Dar probabil că așa o gândit. Așa o gândit. Dar logica asta o merge până acum. Exact. Și atunci el trebuie să fie verificat de apă. Conducătorul, el este... Da, dar nu, e impropriu. Contractul de concesiune nu l-a făcut cu apă. Exact. Termină murită asta. Contractul de concesiune nu l-a făcut cu apă. Contractul de concesiune l-a făcut cu primăria, cu Consiliul Local al său. Așa, și el, față de Consiliul Local, trebuie să ducă la îndeplinirea atribuției. Nu, cu apă. Că eu da bani, că îi justifică sau nu-i justifică, aici ai treaba. Da, celor care controlează sumele de bani, la NAFA. Apia ce bază i-o da banii ăștia? Nu l-au verificat, nu l-au controlat? Băi, tu ai curățit terenul, ai rezolvat problema. Păi sunt GPS-uri. Nu putem să ne dăm părerea cum lucrează Apia. Eu știu situația cetățenii care au avut teren trecut la Apia și nu l-au îngrijit. Dă voi să nu-ți răspund. Eu cer urmă înapoi. Eu urmă înapoi, care l-au îngrijit. Apia ce apă s-a scaldat Apia? Apia care s-a scaldat. Păi asta mai dar problema de ce o trebuie noi acum cu Consiliul Local, să scoatem noi cartoful din foc, termin. Era să plecam cu Apia, cu cine o luat bani, cu cine o controlat, cu cine o... Da, trebuie să-i facem partea noastră. Păi asta, mai bine Consiliul Local, să-i dăm, să-i nu-i dăm, să aprobăm noi. Primăria nu poate, la ora asta, să preia 13 platforme de uroi neautorizate. În primul rând, asta e. Nu știți ce spune corect, vedeți și dintre noi de aici. Nu-i corect cu o anumită afirmație.
că are în cooperativa lui foarte mulți oameni. Oamenii n-au nicio treabă și nu vor suporta niciun fel de consecință. Pentru că toate animalele vor paște tot pe izlazul. Doar că nu-i convine că vom încerca să vedem cum se ocupă altcineva de izlaz, de acum încolo. Sau să vedem ce va stabili comisia. Dar asta ar trebui, pentru că el o dovedi că 12 ani nu l-au preocupat prea mult. Cât s-o, de la Dumnezeu și animale, cât au păscut și s-au curățat, atât au fost buni. Păi, da, Marian, dar cum o luat? Păi, oamenilor dispune că vor suferi, nu suferă nimeni. Animalele, oamenilor, pasc liberi pe izlazul comunal, indiferent că îl curăță el sau alte cooperative sau alte persoane fizice. Da, dar ce vrem la Consiliul Local? Dacă eram noi acreditat să-l controlăm noi Consiliul Local. Păi noi eram. Noi eram acreditați. Da, l-am acreditat. Dar ce l-am controlat? Cine păi cine l-am controlat noi anul ăsta și anul trecut. Atât. Dar restul așa au considerat. Și au spus că, ați văzut că au fost la o ședință să spune și posta conduce că s-au făcut controle anual. Păi s-au făcut și unde s-au făcut? Păi da, unde? Păi da, da. Cum ai văzut, dar am văzut și eu. Apia să zic. Eu nu mă apia, nu-i interesează apia să facă ce vrea. Apia poate să-i dea și de acum acolo banii fiecare an fără teren. E fix problema lor, își gestionează banii lor. Pe noi ne interesează că el are un caiet de sarcini și niște angajamente luate cu noi. Și trebuie să le respecte. Că dacă în următorii 2-3 ani, va trebui să mai dă 200 de hectare. Primarul a luat bani de la apia comii din vrotare în Saltar. Ei, vezi, dacă știi... Și dar ți-am spus de voie să nu-ți răspund? Ba da. Poți să și la noi să fie hrotale pe Saltare. Oricum nu bate, am cerut pe 26 ianuarie, i-am cerut o situație. Păi am fost acolo o situație, că avem 3.000 și ceva. Așa, pe 26 ianuarie am cerut o situație. Pe 16 februarie, așa, deja era modificate, nu știu, o vândută omul ăla sau eu fatat, sau pe 26 ianuarie avea un număr de animale. Pe 16 februarie aceeași persoană deja avea cu vreo 4 animale în plus. Nu păi, sau minus. Când erau pe Valea Săului mai mulți fermieri care aveau 400, 300, 200, erau 4.000 de oi. Acum aici toți, majoritatea numai oile astea, și-s 3.000 și ceva. Și pe Prosuș aici... 3.000 și ceva în registri. Păi da, asta, portalul din Saltar. Da. Da, da și aș vrea chiar încă o problemă care aș vrea cetățenii să-l întrebe, cetățenii, membrii asociației să-l întrebe domn doctor, să vadă unii patrimoniu la Asociația Crescătorilor Animale Valea Săului, care domn doctor vrea să-l încheie, că au avut investiții acolo, au avut conceptoare, au avut utilaj, au avut mașini, au avut betonieri, au avut lotre, bă, bună, membrii asociației, domn doctor, în ăștia 12 ani, hai să vedem o leagă, care-i scheltuieli, care-i bilanță, care-i... Care întrebatul e exclus. Păi, exact. Și acum se miră că alte persoane vor să se constituie. Noi am avut discuții și a fost și dumneavoastră cu 2 ani, când am hotărât să mai prelungim cu 2 ani, ca să mai îndrepti situația, ca să mai facă platforme. Când au intrat domnul primar, s-a mai dat 2 ani, da? Act adițional la concesiune. Am zis că totul da. Poate să fie de bună credință și să se zis că mai face și mai îndreaptă. Nu a făcut, nu a îndreptat nimic. Și oamenilor li s-a pus în vedere atunci. Și de la APIA ne-a spus, și de la Direcția Agricolă, dacă vrea 10 cooperative, poate să aibă comuna asta. Să strâng 5 membri și-au strâns bănuțe și-au făcut cooperativa, să constituie, au încărcături de animale, să împartă, da? Dar nu e obligatoriu. Acum încearcă să deturneze ideea că dă cineva, cuiva preferențial sau nu. El are o problemă, nu altcineva. Dacă aș avea eu animale, sau aș fi membru asociației sau ceva, da, am un interes. Dar chiar nu am niciun interes, chiar nu am nici animale, am patru cetățenii. Interesul este să fie cetățenilor care rănesc din banii noștri. Medic, veterinar, e bine să ajungi din asociația. Haide să trecem la... Mai sunt... Da, ai dreptate aici. Ai dreptate, veterinar, aici tu duci la asociația, duci și exact aceea. Eu am sportul, eu am găina, eu bocesc. Cabinet medical, da, cabinet medical, asociație. Și cu ocazia să-i și constrângi cetățenii, a, nu vrei? Păi da, dar prin asta face oamenii la toți de frică că nu-i mai asigură servicii medicale. Oamenii nu înțeleg că el este, are un contract, dar să-și facă treaba. Ce treabă are că nu-și mai face, nu asigur servicii medicale în comună, te duce în altă comună. Oamenii trebuie să le faci. Nu a avut timp să ocupi mereu de toate. Păi dar nu-i că vrea el sau mă duc la... E posibil să fie un motiv de frică. Păi dar e un motiv, că oamenii așa este. Sunt stâlni care le avem noi în zbor sau pe unde mai sunt, nu prea sunt conforme dacă stăm așa. Nu,
Nu știu, dar poate fi o discuție asta, poate fi verificat, poate fi analizat. Cu DSB-ul, cu asta și atunci la o stână... Dar nu l-a oprit nimeni, Costel, nu l-a oprit nimeni să nu gestioneze treaba așa. Cât timp el a avut 350-320 de hectare. Putea să organizeze o stână, două, trei, în form legale, pe pășunea care a închiriat. Nu? Cine l-a oprit? Și momentul? Mai e cineva care vrea să ia pășunea? Ai zis, bă, de eu mai rom. Da. Nu la diversie. Nu mai sunt doritori. Atunci o punem la vot proiectul care pentru modificarea. Această modificare, la modificare care a fost atunci. Ce am discutat până acum. Pentru încheierea suprafeței de 354. Următorul proiect. Proiect pentru realizarea planului urbanistic zonal pentru investiția construirea ansamblu mănăstiresc, împrejmuire raportul la utilități, cu regim de înălțime P+2, situat în extraterritorial în comunia său, punctul de al comunești. Avize favorabile. Știți, nu? Mănăstire de al comunii. Da. Puteți să ne informați dacă vreți. Noi am citit, am avut în materia. Zona aia e în extravila, unii părinții de Amfilohii. Da. Și ca să poți să construiască, să intri în legalitate, trebuie să facă plus. Da, și da. Noi probăm cuza asta, planul urbanistic zonal. Până se termină, mai durează la noi și la omul se grăbește, despre asta așa. Se grăbește, domn primar, dar ar fi treaba să punem și creșa de la muncă, că multul lume întreabă. Biserici, avem destule. Dar nu are nicio legătură discuție. Nu are nicio legătură. Aia trebuie făcut separat. Ea face primul, ea face comisie. Nu are nicio legătură. Dacă îți ies autoritatea de monare, o să iei. Da, da. Când va visare, nu are nicio legătură. Da, dar nu are nicio legătură. Acum noi trebuie. Da, dar uite, trebuie. Hai, 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 hai. Hai să-l forțăm. Aveți voi. Hai să-l forțăm, mă, da. De ce? Ce, forțez pe NRR-ul să ne... Mii de bani? Dacă am avea noi sus în finanțare, da, să-l mai ajutăm. Am dat bani de la biserici care avem să-l repare, să-l ținem. Te trezești că dacă mai vine o săptămână cu unul care un om pierde, un om pierde, mai faci una și tu o soi. Care probleme? Acum avem mormite pe timpul războiului. Avem la strajă, tu se mergeți. Poate te gândești, nu-ți faci bun acolo. Noi facem, dar nu fac din banii primării. Nu, la început nici popa i-a cerut, dar mai trebuie banii primării. Nu, eu sunt potriva credinței. Hai să mergem la aprobare. Cu 200 de milioane de la 20 de mii de lei de la nu mai faci mână. Exact. Cu 200 de milioane nici măcar un pic pe piața de mediu. La vremuri de astăzi. Bă, dar îi dai, nu faci. Pe ei nu-i dai. Lasă fie. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Următorul punct, diverse. Ah, s-o fac cam la diverse. Am refuzat și acest punct. Fond, trebuie la diverse. Domnul Oniga, da. Se întrezește. Am văzut cu Baia, de ședința trecută de o primară. Vă sunteți o primară și a stupat în gaurile alea de pe drumul la comunal. Ia, ne-o mă rog. S-au acoperit acolo doi. 100-200 de metri, dar aproape de școală la partea sunt un tip de ortare. Mai acoperiți, mai faceți un efort, ajungeți. Răutare! Mai avem minunat de acolo. Cum vrei? Nu am permis vremea, nu mai și-am permis vremea. Avem asfaltul în purtii, dar n-am făcut o cropoată de... Tare! Domnul Onica, spuneți și de strada Zimbrului, poate? A, și de strada Zimbrului, da. Așteaptă Zimbrul, cum se face? Strada Zimbrului, poate... Păreu Zimbrului. Nu te ajungeți, mare. Hai că vine căldura și... Hai că poți. Mai? Ca să termin de aici cu canalizarea. Să termin de aici. Dar nu, că acolo nu ai canalizare. Pentru canalizare, zic așa. Vreau să vă la cunoștință că oamenii... Ascultați-o, tu nu știi despre ce e vorba, da? Lucrările astea care se execută acum din remediere a neconformităților. Astea nu sunt din banii noștri. Deci asta o face firma pe banii ei. Garanții? Nu, nici garanții.
Ignoranță, nu, care nu e terminată. Deci o fac pe banii lor. Ei au crezut că pot să ia pe repede înainte, pot să mă mituiască, pot să-mi facă cine știe ce, așa, și climericul le-o fi mai mers, poate fi în alte localități. E aici am zis că nu. Până nu-i conform tot, cu riscul că mă ia oamenii din gât, că ieri a oprit cineva și a început să înjure. Băi, ce facea Petru? Da. Dom'le, nu acceptăm dacă nu iasă treabă bună. Vedeți că prin toate zonele, la Dermărești nu funcționează, la așa. Ce se face? Să-i lăsăm ca să plece de aici cu, și să ne lese cu lucrările? Nu! Când o să fie toate conforme, când o să băgăm camera pe ultima bucată de conductă și o să fie funcțională, atunci o să desemnăm procesul verbal de recepție. Dar banii care îi cheltuie sunt banii lor. O să-ți, Doamne, trebuie să mă aduc de acasă. Să fii sănătos. De ce l-ai făcut-o din prima? Treaba de calitate. Poți să te aduci de 3 ori de acasă banii care îi luați la primărie. De ce l-ai făcut? De ce se luși banii noștri? Banii din bugetul local. Ei fac pe banii lor. Dacă nu vreau să asculte și nu vreau să facă treaba din prima, e problema lor. Bine, disconfortul e nostru și în jurături de sănătate. Asta e că o lumea, mă acolo, în fundul străzii, chiar teroare. Dar, au fost cu oameni acolo, n-au putut trece oameni cu piciorul. Nu au rupt conducta, dar nu ne-a... Nu, oricum o să aibă penalități, o să aibă acum avem curtea de conturi. Aici și-au zis că, domnule, gândiți-vă că s-ar putea penalități să ajungă mai mare decât valoarea proiectului. Și ce, domnule, să fii sănătoși. Dar eu, când m-am bolnavit de ficat și când m-am jurat și când m-am luat de gât, să fii sănătoși, nu știu, au făcut treaba. Eu asta de vorbe, dar vreau să scăp de ei. Vă spun că el nu poartă nicio bine. Cine? Inginerul ăsta care e acum. Nu, port eu. Dar zic că... Cine o licitație? Păi noi. Cine a făcut lucrarea? Păi am pus societatea de scărăbăt. Și le-a supravegheat? Păi da, dacă le-au făcut. Și acum noi situația asta când v-am pierdut, trebuie să dăm un judecată pe ei, ca să recuperăm banii de la ei. Păi sunt ei! Dar la banii noștri, banii noștri 2 miliarde de lei care am dat din primărie. Eu i-am spus ce mai recuperăm. E vorba de judecată, să le-a dat imenos. Ca și un băiat lui dizabil, un băiat tânăr și mi-a spus că cu tine n-am nimic personal, nu, ești un om dizabil, da. Dar cu instituția care reprezintă, cu societatea care reprezintă, el e la treabă și eu nu pot să-l sictirești. Păi și în continuare eu mai avut probleme, mi-a spus, băie, adică s-a dus băiatul de la servicii de apă, acolo la fundul străzii, și eu spun, băi, aveți grijă, aici e conducta de apă a noastră, aici e conducta de apă a Comăneștiului, aici e cablul de telefonie internațională, care aduce de la regii din Moldova în Ardeal, de acolo, aveți grijă, aveți grijă, aveți grijă, da, ei trebuia să dea până la un moment dat, până la un punct cu escavatorul, de acolo se ia la lopată. Mai aveam jumătate de oră de muncă, nu, nu vreau să-l ascult, o dat cu cupa și o țapă, ce să-i fac, mă, tu nu mori? Ce să-i fac? O plătim 50 de metri cubi de apă. Disconfortul a fost foarte mare, s-o oprit apa în fiecare zi. Păi bineînțeles, da, o să până acum. Când vine apa, am luat cum s-o... Nu mai sunt cabrini, dar aia... Deci ei în continuare nu are... Aia, mizerii, vine o apăneasă, geamă vine apa. Să vine responsabilul la tehnicul execuția să stea toată ziua aici, să stea pe șanță, pe marginea șanțului. Ce să fac, să stau eu? Nu știu vine apa. Pe marginea șanțului? E cam târziu acum, domnul mare. E cam târziu că lucrarea asta nu este o lucrare nouă, e o lucrare cârpită. Așa o consider eu. Păi mă duce în pudă, ai tăiat aici, ai pus dinsul, eu dacă o cârpești o haină, nu mai este nouă. Acum trebuie să funcționeze. Dar până când au termen? Dar nu știu la termen. Bine, am dat termen. Până când o termen. Eu, dar ultima oară când am întrebat, ai spus că până la 30 aprilie și-au luat angajamentul că o să termină. Trebuie activată penalitatea, ce să mai... Absolut, acum nu sunt penalitatea. Trebuie cea la care... Prima dată e greșită, bine. A doua oară ea, a treia oară ea. Vezi, dar chiar nu răspunde. E făcut-o odată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Tot greșit o pui, tot rău. Cineva e o bubă uneva care nu-i interesată. E treaba asta. Ați fost aici, m-am adus de pe ora știință? Am fost și eu, mereu am aplicat problema, dar... Să merg în afară de când s-a prins legea, ce pot să fac? De cât nu mă puteam să mă duc? Eu că asta... Dar acum, dumneavoastră, a spus că cetățenii sunt luați dumneavoastră. Păi, doamne, cine e primăria asta? Primarul, eu, lumea așa știe, e primarul... Bineînțeles, dar eu tocmai de ce am văzut acolo știință? Nu-ți bani, nu-ți bani, nu-i primarul, în curtea primarului, ia. Eu să le audit. Ce oameni ai adus? De cine ai pus? De 3 ori? Cum am spus, o dată, de 2 ori, dar 3 ori, 4 ori. La noi pune primarul. Dar lumea așa înțelege, e dorel. Da. Da. Ai semnat de discuții?
Propun închiderea ședinței. Cine este pentru?